Dodon a amintit că cele 125 de milioane de lei pentru anticipate nu sunt prevăzute în bugetul de stat. Totodată, liderul PSRM susține că Sandu nu are nicio împuternicire legală ca să vină cu asemenea demersuri către executiv, mai ales într-o perioadă incertă pentru țară. Și în continuare și atribuții se ceară categorii. Aici nu-i, nu vă spun țara așa mai... Dar sunt super băștinașul de acolo, să-i permită unui om să bată pe mâna să spună că gata, facem așa, să facem așa. Într-adevăr, ar însăi toți banii din rezerva de stat, că suntem într-o perioadă de incertitudine. Două luni campanie electorală, pe urmă încă trei luni sau o lună jumate, două până se formează guvernul, majoritate parlamentară, adică patru luni înainte, noi suntem în perioada de incertitudine. Să scot toți banii din buget din rezerva de stat, situația în care nu știm ce o să trăiască, sunt situații excepționale. Eu cred că asta ar fi o greșeală. De această părere este și premierul interimar Aureliu Ciocoi. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, acesta a declarat că în prezent, în fondul de rezervă, nu există suma necesară organizării alegerilor. Mai mult, potrivit șefului interimar al guvernului, suma de 125 de milioane de lei stabilite de CEC ar fi un pic exagerată. Ciocoi spune că această sumă poate fi lejer diminuată. La ora actuală, noi avem în fondul de rezervă a guvernului 98 de milioane de lei. Aha. Însă, ca un prim-ministru interimar, sper, responsabil, nu pot lăsa guvernul cu cifra 0,00 pe fondul de rezervă. Întrebată de presă dacă a dat ordin guvernului să aloce bani din fondul de rezervă pentru alegeri, Maia Sandu a răspuns grăbită. Această solicitare este legală și este obligația guvernului să aloce acești bani. Amintim că Comisia Electorală Centrală a solicitat pentru desfășurarea alegerilor 125 de milioane de lei. Guvernul a propus instituția alocarea în tranșe, însă propunerea nu a fost acceptată.